înceapă relaxarea, frate. Bă, Virgile. Că mulți întreabă că de ce te-ai apucat de stand-up, știi? Dar întrebarea mea mi se pare o întrebare mai bună, de ce ai continuat să faci stand-up, frate? Că e foarte ușor să te apuci, să vezi cum e. Dar de ce pula mea ai continuat? De ce ai rămas în filmul ăsta? Bă, până acum n-am găsit nimic care să-mi placă mai mult. Că eu n-am avut niciodată filmul ăsta, că bă, ce mi-am dorit dintotdeauna să... Că mi-a luat destul de mult să mă motivez, nu atât de mult că mi-era frică, dar nu mi se părea că sunt eu gata să mă apuc să le spun oamenilor ce cred eu, să urc pe scenă, știi? Mm-hmm. Și odată ce m-am convins că e timpul, într-un fel, și mi-am adunat și curaj și niște idei și așa, am zis că bă, hai să facem treaba asta. Și m-am dus și am văzut că îmi place și că se leagă cât de cât. După aia a devenit prioritar, că eu făceam video, făceam YouTube. Da. Și a început să mă intereseze mai puțin să fac aia și mai mult asta, m-am lăsat de YouTube, m-am lăsat și de canal, emisiune de și de televiziune, că lucram și cu ea. Și am rămas cu asta pentru că nu-mi place nimic mai mult decât asta, în punctul ăsta. Da. Și stăteam și mă gândeam că am mai avut așa niște perioade, mai știi că mai te mai împodmolești așa în gânduri, nu te trage inima câteodată așa, să faci... te mai blochezi la scris, la din astea. Da. Ai câteva show-uri care nu ies și te mai întrebi. Da. Și mai ales acum n-am mai avut asta de mult. În primul an, să zic. Acum fac de vreo 2 ani și ceva. Tu cred că ești cu vreun an și ceva peste. Fac 3 ani în luna viitoare. Da. Și mai aveam asta de... Îmi mai venea întrebarea asta, că bă, chiar vreau să fac asta, are rost? Mm-hmm. Și de fiecare dată când mă gândeam, îmi dădeam seama că chiar... Dacă nu fac asta, ce fac? Că nu mă interesează nimic altceva. Yeah. Și sunt conștient că, așa cum a apărut stand-up-ul, poate la un moment dat să apară altceva care să-mi placă mai mult. Tragă la modul și ăsta, da. Aș fi total ok să fac tranziția asta, dar nu cred că o să se întâmple asta vreodată, că nu văd ce ar putea să-mi placă mai mult. Da, așa sunt și eu. Nici eu, până acum, adică nu mi-a plăcut niciodată nimic, n-am avut pasiuni la modul să am așa o tendință spre chestii, spre căcatul ăsta, dar prima oară când am urcat pe scenă și după ce am coborât, am avut așa un sentiment, fuck, da, în pula mea, cumva, e prima oară când am simțit, bă, vreau să fac ceva, vreau să fac căcatul ăsta, că îmi place. La mine mai e, îmi place foarte mult să fac video, îmi place să creez lucruri. Îmi place să duc o idee până o văd cum mi-am imaginat. Da. La început era mult mai greu asta, că nu aveam skill-ul. Acum am început făcând de vreo 4-5 ani video, am început să reușesc să pun în practică ce am în minte, ceea ce mă bucură. Da. Gen, se vede că am investit munca aia cu un rost. Și se cuplează foarte bine și cu comedia, că poți să o integrezi. Dar e bine, mi-am dat seama că și că am avut niște perioade în care n-am mai făcut video și încercam să fac stand-up. Să mă concentrez mai mult pe stand-up, pe scris, să urc mai mult. Dar mă ajută mult pauzele astea, gen dacă le alternez, să nu facem continuu doar o treabă. Când editez la un video, mi se deconectează mintea de la stand-up și mai vin idei așa, din nimic. Da. Și dacă aș fi doar concentrat pe aia, nu cred că aș fi la fel de productiv, să zic. Da, înțeleg ce că n-ai cum, adică dacă... Că ajută foarte mult plictiseala. Pe mine. Mie îmi trebuie pauze să ajung să mă plictisesc, să nu mai am chef, că atunci îs frustrat cu mine și mă ajută să scot ceva productiv din treaba asta. Da. Îs nemulțumit de mine, bă, chiar n-am mai făcut nimic, nu știu ce, și având gândul ăsta, parcă mintea mea se încordează să scoată ceva și atunci funcționează. Da, intră într-un mod ăsta de, bă, haide, mișcă. Nu poți să fii în continuu, să ai idei în continuu. N-ai cum. Și nici n-ai cum. Adică și dacă faci tot timpul numai stand-up, ceea ce ar fi ideal, să zicem, ca să devii mai bun, mai bine, dar nu poți, că la un moment dat se ia orice faci, orice căcat faci și în continuu. Și asta, dacă mai faci altceva, îți vine... Ți-e și dor. Da, exact, după aia ți se face chef. Când urci, ai chef așa, să ți-i plai. Da, așa, cred că așa m-am apucat, nu știu cum dracu mi-a venit ideea să fac stand-up, să mă apuc de stand-up, dar a venit într-o perioadă în care nu făceam cu aia nimic, eram super deprimat. Dar ți-a venit ideea din senin? Erai gen de unul singur, așa? Aveai prieteni care erau interesați de asta? Mai vorbeai? Nu, eu, de exemplu, cu Ionită făceam emisiunea aia, The Unlike Show, cu el. Și ne cunoșteam de mult timp, dar știam că aveam pasiuni similare și vorbeam de stand-up de mai mult timp. Da. Și vorbisem să urcăm amândoi de ceva timp. Da. Și ne-am încurajat unul pe altul. Am urcat eu într-o săptămână, săptămâna următoare a urcat și el. Și tot așa, ne-am luat unul de la altul. Dar
mi se pare cu atât mai greu să o iei de unul singur așa de... Da, nu știu, era la un moment dat undeva, ceva, nu știu cum dracu de unde a venit, că n-am avut, bă, uite, hai să facem stand-up, hai să încerc stand-up. Nu, cum ai descoperit stand-up-ul tu? N-am ajuns idee, la tine. Nu știu, adică știam că există stand-up, adică, gen când a devenit virală chestia asta cu Teo, acum ceva timp, cu cuvinte vulgare și così, aveam prieteni care, de aici, de prin cer, care văzuseră chestia asta, vorbeau și așa, dar n-am prins așa interes. Bă, da, pula mea, I don't give a shit, pentru că nu-mi păsa de nimic, da. Nu mi-a păsat niciodată de nimic. Și cumva a venit așa, ca o chestie, pentru că nici nu mai făceam nimic cu facultatea, eram, bă, același, tot repetam, anul ăla, nu se întâmpla nimic, eram super trist, super depresiv și am zis, bă, uite, chestia asta cred că mi-ar plăcea, pentru că îmi place super mult atmosfera asta de bar, de chestii, dacă pula mea, uite, numai aici am făcut. Tu căutai pe Nori. Da, mă. Căutai sentimentul de Nori. Da, mă, îmi place super mult când sunt gen la 99 sau la comics sau așa, când e freamătul ăla pe fundal, sunt chestii. Bă, îmi place super mult atmosfera. Și mi-a și feeling-ul ăsta de intri și te saluți cu oamenii. Îmi place să intru într-un bar în care cunosc staff-ul. Da. Când ai un bar din ăsta, eram când am fost în Erasmus, prima dată, cred, când am fost în Lublin, în Polonia, și aveam la parterul căminului un bar din ăsta cu biliard și nu știu ce. Și dacă eram toată ziua pe acolo, stăteam toată ziua la bere și la biliard. Și eram cu aia, nu prea știau nici engleză, dar te înțelegeai, beai o bere și intram acolo mereu, eram cacați, veneam la cursuri. Da, e un mediu în care mă simt bine. De asta mi se pare ciudat că te-ai apucat din nimic așa într-un fel. Eu, de exemplu, am avut, ți-am zis, treptat așa, gen din YouTube, sketch-uri, căcat, stand-up, cumva, e un fel coerent. Un drum, da, ceva. Da, e nu ascendent așa, la tine a fost nimic și după aia stand-up. Da, la un moment dat am avut eu cumva ideea, bă, aș vrea să fac stand-up, nu știu ce, nu știam nimic. De tot ce am făcut până acum la stand-up am făcut din cap, după cum mi s-ar părea mie că sună bine. Da. Și mi se pare ok, că îmi place să fac chestia asta, bă, fac cum vreau eu, știi? Nici se pare că nici nu există. Nu, există. Sunt niște rețete, chestii, dar mult mai sănătos să faci. Că teoretic și dacă începi pe o rețetă, tot ideea e să ajungi la vocea ta, să-ți creezi stilul, da, tău. Și dacă e o rețetă și cumva merge și te simți confortabil cu aia, parcă nu mai ești din partea. Dacă o faci cumva după cap, vezi că nu merge ceva, zic, bă, hai să vedem cum facem altfel.